своими глазами. Dacă ai voință și visul tău este să devii militar, dacă ai studii liceale și ești dezvoltat fizic, Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun îți oferă o șansă să alegi o profesie de viitor. Astăzi, eroul reportajului nostru este studentul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, în anul întâi, Eșan Cristian. Cum a apărut dorința să studiezi în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun? Dorința de a deveni militar a apărut încă de mic, de la emisiune televizată. Ce m-a atras anume spre acest domeniu? Uniforma militară, disciplina și educația de care dau dovadă militari. Pot spune ca din propria experiență că un militar este o persoană cu un regim bine planificat, cu o punctualitate la nivel maxim și cred că oricare militar este de acord cu ceea ce spun eu. Ce te motivați să alegi studiile în Academia Militară? Motivația am primit-o de la șeful secției raionale, adică aici este o situație mai interesantă. Am venit cu un prieten, adică dorim să facem serviciu militar, am venit cu dânsul, am scris acolo cerere și după asta a început vorba de studii. La care am adăugat că am dispun de diplomă de bacalaureat, la care a venit propunerea de a face studiile în Academie Militară. Ce cred părinții despre alegerea ta? Părinții au fost la început de acord, pentru că ei cunoșteau despre dorința mea de a deveni militar, m-au susținut și mă susțin în continuare în alegerea făcută și mă ajută în orice punct de vedere. Cum este viața de student în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun față de alte instituții de învățământ superior? Față de alte instituții de învățământ diferă complet, deoarece militarii se conduc după un program zilnic bine pregătit. Academia Militară dispune de săli de sport performante, bibliotecă și săli de calculatoare în care elevii își pot pregăti temele pentru ziua următoare. Cristian, ce specialitate ai ales în cadrul Academiei Militare? În cadrul Academiei Militare am ales specialitatea infanterie, deoarece mi-a părut una dintre cele mai interesante. Am mai primit și sfaturi de la alți studenți, adică și la lecțiile practice mi-a părut una dintre cele mai interesante, deoarece se efectuează trageri din orice, adică din toate armele de infanterie, din dotarea Armatei Naționale. Fiecare militar are o pregătire fizică. Ce gen de sport practici tu? Practic încă din copilărie, adică și în anii de liceu am practicat fotbal, basket, adică pregătirea fizică este un element important în Academia Militară, deoarece nu poate fi un militar fără o pregătire fizică bună. Cristian, ce planuri ai tu după absolvirea Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun? După absolvire, evident, ca și orice absolvent și ca și orice militar, vreau să-mi continui serviciul militar în cadrul Armatei Naționale. Ca studentul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, vin cu un îndemn către absolvenții liceilor. Să nu vă fie teamă să alegeți anume acest domeniu, deoarece Academia Militară oferă studii gratuite, loc de muncă garantat și un salariu motivant.